domnilor, sunt Sandu Scobioala, vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. În Republica Moldova se testă un deficit acut de specialiști în genetică, în pofida faptului că numărul maladiilor pe fond genetic este în creștere. La Universitatea de Medicină nu există o asemenea specialitate, iar studenții au doar câteva cursuri de genetică. Despre perspectivele genetici medicale, formarea specialiștilor și diversificarea investigațiilor genetice în Republica Moldova, discutăm în cadrul ediției de astăzi, iar cu detalii vine inițial colega mea Elena Brăciu, care a investigat subiectul. Elena, bună seara! Bună seara, Sandu, bună seara, doamnelor și domnilor. Înainte să intrăm în emisie, le spuneam și invitaților noștri că eu mă visam o specialistă în genetică. Dacă la liceu credeam că știu toate legile lui Mendel, știu acele probleme, dacă ți-aduci aminte, din clasa 12-a cu genele dominante, genele recesive, deja mă vedeam dita mai specialistă. Dar din cauza că nu am văzut o susținere din partea statului, n-am găsit o facultate care să mă realizez ca genetician, am fost nevoită să renunț la unul din visurile mele, dar uite că alt vis mi s-a împlinit. Deci astăzi vreau să vorbim despre cât de ușor sau cât de greu este tinerilor geneticieni din țara noastră, dar și a specialiștilor în genetică, pentru că avem oameni dedicați, oameni profesioniști, dar din păcate sunt puțini. Stimați telespectatori, un reportaj la acest subiect vă îndemnă să urmăriți în continuare. În Republica Moldova există o criză specialiștilor în genetică, în pofida faptului că numărul maladiilor pe fond genetic este în creștere. Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu pregătește astfel de specialiști doar în domeniul neurologiei, unde există secundariat clinic. Așadar, obținerea specializării prin rezidențiat nu este posibilă la noi, genetica medicală fiind doar un obiect de studiu. Cei care doresc să devină geneticieni trebuie să-și continue studiile peste hotare, doar că puțini dintre ei revin acasă. Tinerii specialiști spun că nu sunt motivați de salariile pe care le primesc aici. În primul rând trebuie să-ți dorești foarte mult ca să faci asta, să fii un genetician la noi în țară. Eu mi-am dorit foarte mult și sper că îmi reușește, deși sunt un cercetător încă în formare. Am început cu facultatea la Universitatea de Stat, după care am continuat masteratul și studiile de doctorat la Universitatea Academiei de Științe. Am fost la facultate 3 ani la specialitatea biologie și pedologie, după care a urmat masteratul 2 ani în biologie moleculară și doctoratul 3 ani în genetica omului și animalelor. Genetica a devenit o știință indispensabilă sistemului medical și o necesitate mult mai strigentă din cauza spectrului de maladii contemporane. În primul rând, este un domeniu relativ tânăr, și pentru a putea noi să beneficiem de astfel de studii și cercetări, era necesar să avem o tehnică materială bine pusă la punct și respectiv persoane care să fie învățate, ca respectiv și nouă să ne transmită cunoștințele date. Actualmente, datorită fondurilor europene, avem posibilitatea să aplicăm la diferite burse, să scriem diferite proiecte pe care respectiv să le câștigăm și să ne ofere posibilitatea de a face schimb de experiență cu diferite centre de cercetare de peste hotare și astfel putem crește. Abia în ultimii ani, laboratoarele genetice din țară au început să fie dotate cu tehnică de ultimă generație. Aici avem un amplificator cu detecție automată a fluorescenței, Quant Studio 6, care ne permite să determinăm polimorfismele genetice a diferitor gene care determină anumite maladii. De fapt, el este de fapt colegul nostru care ne permite să obținem rezultatele în cadrul diferitor proiecte. De multe ori însă genetica este șansa cuplurilor care nu pot avea copii din cauza problemelor de sănătate. Potrivit datelor, peste 2000 de femei din Republica Moldova ar avea nevoie de o procedură de fertilizare in vitro pentru a aduce pe lume un copil. De 3 ani, Olga Druță și soțul acesteia au efectuat sute de analize și investigații în speranța că vor putea concepe un copil. Am făcut foarte multe analize timp de 3 ani. Suma nu am calculat, acum ultima oară doar am calculat. Cred că acum ultima oară am ajuns la vreo 5.000 de euro. Nu oricine își permite, cred eu așa, nu știu. Sunt persoane care adică nu dispun de așa sumă de bani. Olga a rămas însărcinată la prima procedură de fertilizare, deși medicii spun că șansele la femeile de până la 35 de ani sunt de 50%. Acum când am făcut, nu ne-a dat șanse deloc.
embrionii erau foarte slabi, dar s-au implantat doi. În 2017, aproape 150 de femei au beneficiat de asemenea proceduri gratuit după ce guvernul a modificat legea privind sănătatea reproducerii. Până acum puteau beneficia de fertilizare în vitro gratuită numai familiile cu un venit lunar mai mic decât jumătate din salariul mediu pe economie. Anual, pe lista de așteptare sunt 500 de femei. Este o procedură costisitoare, complicată, fiindcă orice mărânțâș legat de această procedură este important. De exemplu, preparatele de stimulare ovariană sunt foarte scumpe, adică când ajunge la o stimulare ovariană mai mult de 1000 de euro. Unul dintre motivele pentru care ministerul a propus modificările este că în țară se înregistrează un spor natural negativ și asta din cauza că peste 20% dintre cupluri au grave probleme de fertilitate. În Republica Moldova, rata fertilității populației este în descreștere. Datele Centrului Național de Statistică a Reproducerii și Genetică Medicală arată că aproximativ 140.000 de cupluri suferă de o astfel de infertilitate. Cei mai mulți soți se confruntă cu această problemă pentru că decid să devină părinți după 30 de ani, când șansele de a avea copii încep să scadă, susțin specialiștii. Rata fertilității populației în Republica Moldova este de 1,2-1,3 copii la un cuplu, deci ea este la un prag, dacă îl spune, foarte jos de a înlocui următoare generații și de aceea Ministerul Sănătății a ieșit cu o inițiativă de a permite cuplurilor care suferă de o formă sau alta de infertilitate, de a avea acces la aceste servicii care sunt costisitoare. Pe ultimii 15 ani, dacă 15 ani noi estimam că 15% din cupluri suferă, acum această cifră atinge 20%. Deci sigur că ea e într-o tendință de creștere, dacă înainte, cu vreo 20 de ani în urmă, dintr-o 100 de cupluri sterile, 65 dintre însele aveau infertilitate de geneză, de origine feminină, și doar 30 de geneză sau motiv masculin, acum le s-au egalat. Deci mai mult crește infertilitatea masculină. În Republica Moldova se nasc în fiecare an câte 40.000 de copii. Am revenit în platou, continuăm discuția cu invitații din această seară. Este vorba despre domnul Valerii Savciuc, directorul Centrului de Medicină Legală. Vă spunem bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și domnul Ion Baca, bioinginer molecular. Vă spunem și noastră bună seara și bine ați venit la Obiectiv. Bună seara. Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să participați la discuție. Dacă aveți întrebări, vă îndemnăm să le scrieți pe pagina de Facebook TVR Moldova, acolo unde emitem live această emisiune. Stimați invitați, aș vrea inițial să veniți cu o definiție acestui termen de genetică medicală și să ne spuneți de ce investigațiile în acest domeniu ar fi importante în Republica Moldova. Domnule Savciuc, să începem cu dumneavoastră. Eu o să încep cu domnul, cu definițiile, cu genetica legată, o să ne expui domnul Baca, dar eu vreau să vă spun necesitatea lansării acestui laborator. Știți că pe data de 13 anul acesta, la Centrul de Medicină Legală, în cadrul secției Biologiei Medico-Legală, a fost lansată o nouă metodă de examinare. Nouă metodă de examinare, expertiza genetică medico-legală. La momentul de față, noi suntem unica țară din spațiul CSI și chiar din părți din Uniunea Europeană care nu avea până la moment acest tip de investigații. Niciun laborator care este la stat sau privat nu are statut de laborator de expertiză judiciară. De aceea, probele care sunt vor fi aduse în stanța de judecată vor fi valabile numai datorită laboratorului nostru, pentru că toate instituțiile care private și de stat care efectuează unele tipuri, hai să spunem așa, pentru că nu tot, nu pot fi recunoscute în instanța judecată ca probă. Dacă ea nu poate fi recunoscut ca probă, atunci nu are nicio valoare. În ultima perioadă de timp, organele de drept în Republica Moldova au întâlnit și întâlnesc până la moment mari dificultăți în descoperirea multor crime. Crime cu rezonanță socială, crime deosebit de grave, crime cu mulți suspecți și așa mai departe. De ce? Aceste investigațiile molecular-genetice care o să fie efectuate în cadrul acestui laborator au
ele fac parte din genul expertizelor medico-legale a obiectelor biologice de origine umană. Aceasta este un și el această investigație are o precizie de 99.99%. Și investigații care vor fi făcute în acest laborator vor fi recunoscute de către instanța de judecată. Acest laborator, el în cadrul acestui laborator vor fi soluționate mai multe probleme, anume legate de justiția în Republica Moldova. Deoarece el are, poate rezolva, în primul rând, să luăm așa cele mai des folosite, identificarea suspecților. Asta e prima. Descoperirea crimelor sau delictelor. Cercetarea paternității. Identificarea victimelor catastrofelor. Această expertiză va fi efectuată doar la noi, în cadrul Centrul de Medicină Legală. Domnule Baca, vreau să ne axăm un pic și pe importanța acestui domeniu în sănătatea reproductivă, ceea ce s-a și menționat un pic în reportajul anterior. Pentru sănătatea reproductivă, metodele utilizate și specializate sunt primite informații importante despre genele care reglează sistemul reproductiv și cercetările se fac la nivel de ADN, se fac prin metoda de amplificare PCR sau secvențiere, adică se studiază polimorfismul genelor. Și dacă sunt depistate careva mutații în genele implicate în reproducere, atunci se dau recomandații pentru părinți de a avea sarcina sau nu a o lăsa. Mm-hmm. Dacă este să vorbim despre numărul de specialiști din țară, e chiar atât de gravă situația, precum s-a și menționat anterior? Eu nu pot să vorbesc despre medicina genetică, fiindcă sunt specialist în biologie moleculară și ca atare am fost invitat să instalez laboratorul de biologie moleculară în cadrul Centrului de Medicină Legală. Eu aș vrea să discut despre întrebările legate anume despre laboratorul care a fost prezentat curent. De ce totuși credeți că țara noastră are nevoie de un număr mai mare de geneticieni și luăm aici și pentru laborator de medicină legală, dar și pentru genetică în general, pentru sănătatea populației? Eu n-aș vorbi despre toți genetienii care au abilități de a face unele investigații genetice. Eu vreau să menționez un fapt că în cadrul secției biologiei medico-legală, în care va fi acest laborator, care este acest laborator, noi la moment avem 7 specialiști, 7 experți judiciari care vor fi calificați și în domeniul genetic, plus o să facem și un genetician molecular. Iată, noi o să avem 8 specialiști care o să activeze în acest laborator și care vor face aceste investigații. Nouă la moment, alte cadre nu ne trebuiesc, pentru că aceste cadre vor fi suficiente pentru a acoperi toate necesitățile justiției din Republica Moldova, dar nu excludem și varianta că în viitorul apropiat, având în vedere performanța utilajului care este la noi, să avem și din alte țări. Asemenea investigații se realizau până acum în Republica Moldova? Asemenea investigații în Republica Moldova nu se făceau. Ce medico-legale, eu am vedere, curat medico-legale. De ce Justiția Republicii Moldova era nevoit și este nevoit și până în prezent să adreseze peste hotarele țării? Ceea ce duce la tergiversarea urmăririi penale, la
la tergiversarea anume a actului de justiție, de la momentul crimii până la instanța judecată, pentru că vă închipuiți că proba trebuie colectată, dusă în țara respectivă în care se duce proba, țara are și ea problemele ei cu investigarea, nu spre laboratorul și așteaptă să vie cineva din afară să o aducă. Și timpul care este necesar, cu atât mai mult că mulți țări deja nu prea vreau să facă, pentru că s-a spus în direct de mulți specialiști psihotare că ar trebui să aveți și voi laborator ca să nu umblați, să faceți în altă parte. Dar vă spun că acest laborator, el necesită cantități foarte mici de material biologic și este foarte precis. Domnule Baca, credeți că datorită acestui laborator numărul criminalilor, să spun eu așa, va scădea în țară? Va fi redus substanțial, fiindcă posibilitățile genetico-moleculare în laboratorul nostru sunt foarte mari. Noi putem să extragem ADN în cantități extrem de mici și la nivel de câteva zeci de copii echivalent genomice, putem să facem amplificări de miliarde de ore a secvențelor studiate și să studiem locii autosomali și locii cromozomului Y. 22 de loci autosomali și 2 loci specifici cromozomului Y sau 24 de loci specifici cromozomului Y. Cât de importantă este promptitudinea de a lua aceste probe de la locul faptei, ca analizele să fie cât mai corecte? Specialiștii vor fi instruiți și cei care lucrează cu obiectele studiate și pentru preluarea probelor corect. Și cei care vor face analizele respective de la început până la sfârșit vor fi instruiți absolut corect cum se procedează și cum se lucrează conform protocolului de la primul pas până la ultimul. Da, eu aș vrea să menționez un factor foarte important în procedura de recoltare probelor de la locul faptei. Pentru că dacă proba a fost recoltată corect și nu a fost impurificată, ea va fi precizia atât mai mult. De aceea noi avem discuții foarte concrete cu Procuratura Generală, cu Direcția Generală Urmăririi Penale, în care o să prevedem niște masterclass-uri sau niște studii de învățarea experților, a ofițerilor de urmăriri penală, a procurorilor, de colectarea probelor corect la fața locului. Pentru că cea mai elementară, cum am spus într-o emisiune, cel mai elementar lucru care trebuie făcut la fața locului, asta trebuie de lucrat în mănușă. Iată, dișa se începe. Și a doilea, trebuie fiecare să ocupe cu locul lui. Pentru că probele, dacă vor fi impurificate la fața locului, cu atât mai costisitoare va fi investigația, pentru că probele vor fi mai mult în contactul a avut mai mult cu mai multe persoane și de ce trebuia să căutați persoanele care au avut contact. Și asta tergiversează și actul de justiție și costurile. Iată. Până continuăm discuțiile despre acest nou laborator care a fost deschis în Republica Moldova, vreau să vedem și un reportaj de la deschiderea laboratorului. Primirea materialului biologic se face în secția de bază, unde se află în blocul central. Acolo vine ofițerul de urmărire penală, anchetatorul, procurorul și aduce proba și o lasă acolo. Acces el aici nu are. Deja colaboratorii care lucrează aici, îi aduc proba aici, o stopează aici. Și de aici începe prelevarea ADN, care ajunge în mâna experților printr-o fereastră, pentru ca probele și utilajul să nu fie contaminate. Ulterior, materialul biologic trece prin cel puțin 4 laboratoare. Probele ajung aici, sunt extrase, sunt ermetic închise în eprobiete. Aici cântărim și verificăm cantitatea.
După aceea înmulțim moleculele într-un mod extrem, extrem de exagerat, de la 10.000 până la miliarde, pentru a fi vizualizate la aparatul final. Copiile ajung final în aparatul care se numește genetic analizator genetic sau secvențiator și rezultatele vin pe ecran. Utilaj scump, prin urmare și serviciile vor fi destul de costisitoare. Deși nu a fost făcut un catalog de prețuri, administrația laboratorului știe deja cine va plăti. Toate expertizele sunt achitate de către ordonator. Poliția, procuratura sau instanțele de judecată. Cei ce legat de paternitate, de rudenie și așa mai departe, achită persoana care dorește să facă acest tip de analize. Lansat cu mare fast, laboratorul nu este încă funcțional. Se va putea preleva prima probă abia după ce va fi acreditat internațional. Următoarea etapă care ar urma să fie neapărat va fi acreditarea internațională. Sunt sigur că acest laborator va trece această etapă după finisarea instruirilor, după schimbul de probe de laborator cu alte state prin care se va reconfirma veridicitatea, corespunderea întocmai a probelor testate prin aceste dispozitive. Laboratorul de expertiză genetică este o adevărată bijuterie pentru Republica Moldova, care este unica țară din Europa care nu dispune de un astfel de echipament. Tentative au fost mai multe, iar una s-a încheiat cu un dosar penal și cu arestări. În 2013, Ministerul Sănătății a cumpărat un laborator care trebuia să preleveze probe la ADN și pe care a cheltuit 10 milioane de lei. Bani practic aruncați în vânt, pentru că echipamentul a prins praf mulți ani la morga din Chișinău. În 2015, procuratura a deschis și un dosar penal, iar mai mulți responsabili de la Centrul de Medicină Legală au fost anchetați pentru trucarea licitațiilor, depășirea de atribuții și un prejudiciu adus statului de 6 milioane de lei. Anchetatorii acuzau că ar fi cumpărat mai scump echipamentul, chiar dacă știau că acesta nu este suficient pentru teste ADN. Acum, cei de la Centrul de Medicină Legală spun că au folosit în noul laborator și echipamentele cumpărate încă în 2013. În ce cantitate, însă, nu au precizat. Se regăsesc, eu v-am spus, o să fie evaluat și o să merge mai departe, pentru că o metodologie care a fost foarte bună. Și pe acest laborator, statul a cheltuit tot cam 10 milioane de lei. Un laborator care va fi utilizat în anchetarea crimelor grave, identificarea suspecților sau a victimelor. Dublul asasinat de la Turlești din aprilie 2011 rămâne nedescoperit și după 7 ani, tocmai pentru că anchetatorii nu au putut preleva probe ADN de la fața locului. La unele crime, poliția solicita ajutorul altor țări în prelevarea probelor ADN. Bună, Savciuc, aș vrea să facem și în continuare câteva precizări în urma acestui reportaj. Inițial aș vrea să începem, să continuăm discuția, mai bine zis, prin a ne vorbi despre acel proces pe care trebuie să-l treacă laboratorul pentru a primi acea acreditare internațională. Care ar fi primele etape care ar trebui parcurse? Primele etape care noi, de ce și-am spus că noi am lansat laboratorul, am instalat utilajul, pentru că orice utilaj, fără a-l instala, el nu poate fi folosit. Deci, deja până la lansarea oficială a laboratorului, deja au fost făcute 2 instruiri cu experți psihotari. Următoarea instruire noi avem în toamnă, deja când o să începem, adică noi deja am pornit utilajul, pentru că utilajul care este instalat, el nu poate fi oprit. El trebuie să funcționeze și trebuie să facă produs. Deci noi să mergem pe calea instruirilor, paralel, validarea internă a metodicilor, paralel, elaborarea costurilor și aprobarea lor prin hotărâri de guvern, deoarece, cum a fost menționat în reportaj, că există catalog unic de prețuri a expertizelor judiciare, unii sunt incluși partea medico-legală și noi o să includem, dar fără ca până trebuie să le evaluăm costurile, cât o să ne coste o investigație de fiecare model. Este formulă specială. După asta merge, o să calificăm experții, 7 experți și un biolog genetician molecular și după aceea noi o să, paralel cu asta, noi o să ne ocupăm și de acreditare, pentru că toate aceste etape care noi urmar trebuie să le facem, acestea sunt legate una de alta. Iată cum. Pentru că acreditarea internațională prevede o serie de proceduri mai îndelungate decât singura, decât a pune în funcțiune utilajul.
Pentru că sunt niște metode speciale care, plus la aceea, obținerea unei acreditări internaționale costă foarte scump. Ca să acreditezi la nivel internațional, trebuie să ai și bani. Iată, laboratorul o să ne ofere, când îl punem în funcțiune, o să ne ofere și posibilitatea de a folosi, de a porni procedura de acreditare. Dar vă spun, procedura de acreditare e practic că noi am pornit-o de când am lansat-o. Pur și simplu, tot ce am spus noi le facem paralel. Pentru că nu poți să mergi pe o cale, pe alta, fără să faci una, a doua, a treia. Iată, asta e situația la moment. Și noi sperăm că în cel mai apropiat, nu vreau să dau date pentru că o să fie speculații. Câteva previziuni așa. Cam cum credeți dumneavoastră? Nu, dacă în toamnă va fi... Dacă o să pun date, o să mă acuz în ceea că nu m-am ținut de cuvânt. Mai bine, cea mai îndepărtată. Nici cea mai îndepărtată. Că iar o să fie alt comentarii din alt punct de vedere. De ce vă spun? În cel mai apropiat timp, noi să ne stăruim. Avem tot suportul din partea Guvernului și din partea Ministerului Sănătății. Chiar am fost surprins foarte bine de câte ministru și câte de reprezentanții Guvernului, domnul consilier principal al prim-ministrului, a spus că dacă aveți, spuneți care probleme, noi să vă ajutăm, dar statul Republica Moldova trebuie să folosească această metodă. Și aș vrea să mai menționez o chestiune. Dacă noi o să pornim laboratorul, o să apară multe crime nedescoperite și noi o să le descoperim. Pentru că avem practica altor state. Când s-au lansat laboratoarele, ei au început a descoperi crime din anii 80-90. Uh-huh. S-au păstrat probele de atunci? Da, el s-au păstrat probele și noi avem... Noi, cea mai mare avem factor pozitiv în lansarea acestor laborator este că noi avem o secție de biologie medico-legală care se ocupă anume cu secrețiile omului. Nimeni nu posedă acel laborator, indiferent, poți să-mi spui nimic cine așa, noi, ce facem noi nu face nimeni în Republica Moldova, doar instituțiile de medicină legală. Iată, asta e important, să înțeleagă toți. Indiferent unde ar vrea să fie, poți facă oricine laborator, dar ce facem noi nu o să facă nimeni. Domnule Baca, credeți că crima de la Durulești ar fi fost soluționată mai de mult dacă am fi avut un astfel de laborator? Și de ce? Posibil că da, fiindcă urmele lăsate de un criminal pot fi studiate din mai multe puncte de vedere și la nivel de acizi nucleici se obțin rezultate extraordinare. Și ele sunt absolut pozitive și credibile. Fiindcă multitudinea de logi studiați permite să facă o statistică absolut credibilă. Care de obicei sunt urmele lăsate de criminale? Salivă, sânge, spermă, țesuturi, amprente, și cantitățile sunt extrem de mici. Din așa cantități noi putem să extragem nanograme de ADN și de acum ne este suficient pentru ca să facem toate analizele respective. De la sute de picograme începem să lucrăm. În unele cazuri și mai puțin. Domnule Săpciu, credeți că cu timpul oamenii cu gânduri rele le va fi frică să facă vreo pacoste știind că avem un astfel de laborator dotat? Eu cred că da. Pentru că orice crimă care este făcută împotriva omului, împotriva vieții, sănătății și demnității, trece prin medicina legală. Și noi suntem acei care trebuie să... Proba noastră care o să o facem trebuie să fie valabilă în instanța judecată. Atât în teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare. Spuneți și mai devreme în raportat despre faptul că inclusiv veți face și teste de paternitate. Pe lângă, nu știu, aceste acțiuni, vreau să ne spuneți pe lângă ce sau la ce vă veți mai concentra pe lângă justiție în cadrul laboratorului? Eu cred că noi o să facem tot spectrul de investigații genetice, dar la moment domnul Baca o să expui partea lui pentru că el e specialist într-adevăr în domeniu, dar vreau să spun că ceea ce avem noi are niște
posibilități enorme. Dar știți cum, orice utilaj îl trebuie învățat, trebuie validat, trebuie... Pentru că noi nu facem cercetări științifice. Noi venim cu probe în instanța judecată, care este una din probe pentru a învinuirea suspecților. Domnule Vacă, dacă puteți chiar să ne vorbiți despre acest utilaj pe care l-ați instalat chiar dumneavoastră și să ne vorbiți despre posibilitățile pe care le oferă utilajul acesta pentru o țară. Noi putem face două tipuri de lucrări. Prima, analiza polimorfismului genetic în bază de fragmente amplificate. Și a doilea, secvențiere practic directă. Dacă în primul caz noi procesăm materialul genetic nuclear, într-a doilea caz noi putem să trecem la materialul citoplasmatic, în special mitocondrial. Secvențierea ne permite să studiem locii polimorfi în cadrul mitohondrilor, care sunt bine cunoscuți, iar polimorfismul alelic ne permite să facem concluziile despre sex, în primul rând, a materialului cu care avem de facere și despre și să primim un rezultat? Rezultatul, adică după pe cromosomi, specificul patternului cromosomal. Adică noi în procesul de lucru facem următoarele operații: extragerea ADN-ului și în cazul dat noi trebuie să ne despărțim sau să cuantificăm ADN-ul uman față de cel prezent din ADN-ul bacterian. De asemenea, trebuie să știm starea de degradare a ADN-ului, fiindcă dacă ADN-ul este prea degradat, cantitatea de ADN necesară trebuie să crească. Și atunci trecem la amplificările directe. Ce poate spune ADN-ul despre om, per general? În cazul nostru, numai ne dă un material statistic despre persoană individuală, caracteristici individuale. Nu ne vorbește nimic în sens medical, fiindcă microsateliții care noi îi amplificăm, ei sunt niște secvențe polimorfe, unicale în genomul uman și o cantitate foarte limitată de pe diferiți cromozomi. Pe fiecare cromozom noi putem să studiem zeci și chiar sute de microsateliți, dar sunt utilizați numai în cazul nostru 22 autosomali și 2 de pe cromozomul Y. Deci până și un fir de păr al criminalului poate să ne arate înfățișarea lui. Orice urme de material biologic care conține ADN. Și dinți, oase. Și în stare degradate și foarte degradate cu un termen îndelungat de păstrare în diferite condiții foarte și foarte nepotrivite. Aveți cadavrele contaminare cu diferite bacterii și așa mai departe. Noi diferențiem. În cazul dat, dacă ne procesăm la cuantificarea ADN-ului, noi putem să utilizăm spectrofotometria. Dar noi nu trecem la spectrofotometrie, dar mergem la procedura de real-time PCR, fiindcă ne permite să ne distanțăm de la ADN-ul contaminat de la bacterii, contaminant de la bacterii, și să cuantificăm numai ADN-ul uman. Și în special să determinăm sexul obiectului studiat. Pentru a afla care este experiența României la acest capitol, intrăm în continuare în legătură directă cu doamna Bulgaru Diana, directorul Institutului de Medicină Legală din Iași. Doamna Bulgaru, vă spunem bună seara! Bună seara! Doamna Bulgaru, vreau să ne spuneți cum s-a dezvoltat România la capitolul genetică și medicină personalizată în ultimii ani.
Da, într-adevăr, pentru România, medicina legală, genetica și în special genetica medico-legală a fost într-adevăr o provocare. Știm cu toții că testarea ADN medico-legală este cea mai performantă metodă de identificare științifică. De peste două decenii, ADN-ul este proba științifică și irefutabilă. Chiar în momentul când am început lucrul ADN-ului, am analizat statisticile existente la nivel mondial, statistici care arătau că cel puțin una din 10 persoane au dubii referitoare la părinții biologici, în special dubii legate de tată. Acestea ne arată importanța majoră a geneticii medico-legale în România. Din fericire, Centrul Medical, Medico-Legal Iași este al doilea din țară în care a fost introdusă genetica. La acest model se lucrează genetică medico-legală în 3 centri. Cam la 10 ani diferență a mai intervenit un centru. Primul a fost București în 98, în 2008 Medicina Legală Iași și în 2018 Medicina Legală Timișoara. Doamna Bulgaru, vreau să ne spuneți și dacă aveți specialiști suficienți în acest domeniu în România care să se vă implice. Deci, cred că niciodată specialiștii nu sunt suficienți. Fiecare poate să-și aducă expertiza. Specialiștii noștri au fost de asemenea instruiți în străinătate, pentru că, știți și dumneavoastră, există o groază de standarde de analiză recomandate și acceptate la nivel internațional. Există trialuri de verificare a performanțelor de lucruri de asemenea organizate la nivel internațional. Deci medicina legală românească nu poate fi ruptă dintr-un context internațional, lucru care îl doresc și medicinii legale și geneticii medico-legale din Republica Moldova. Cu siguranță, fără o colaborare între instituții, nu vom putea obține performanțe viitoare. Nu, personalul nu este suficient, pentru că este extrem de costisitor să instruiești personalul. Centrele, după cum ați văzut, în România sunt 3 doar, deci sunt oarecum rare, dar întotdeauna speranța este că vom reuși să obținem parteneriate și colaborări foarte bune. Pentru că vorbiți despre colaborări, vreau să ne vorbiți și despre colaborarea pe care o aveți cu Centrul de Medicină Legală de aici din Chișinău. Nu știu dacă dumnealor sunt de acord să spun că au avut un modul de un trial de pregătire, un modul de pregătire chiar la nivelul Institutului de Medicină Legală din Iași. Am înțeles că au lucrat foarte mult pe paternități, pe paternități medico-legale, pentru că, vă spuneam, cercetarea paternității este una dintre marile provocări ale medicinei legale. Dacă o concluzie de confirmare a paternității se formulează prin calcularea unei probabilități de peste 99,99%. E foarte important în paternitate este că excluderea de la paternitate este absolută. Deci rezultatele sunt remarcabile. Da, noi am susținut colegii din Republica Moldova, colegii și mai mult decât atât prietenii din Republica Moldova, cu care avem o colaborare foarte veche, zic eu, și foarte benefică și fructuoasă. I-am susținut cu expertiza noastră. Nici noi nu deținem absolut orice informație nouă în domeniul geneticii medico-legale, dar le-am stat la dispoziție cu expertiză, cu aparate și cu tot ceea ce ne-au solicitat. Doamna Bulgaru, cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea acestui domeniu pe parcurs? Păi, ADN-ul este ceva nou, este de aproape 3 decenii, da? Fiind o probă științifică de valoare extremă, ați văzut, vă spuneam adineoarea că e o excludere de la paternitate, este absolută. Dezvoltarea va fi foarte rapidă și va fi spectaculoasă. La Iași, de exemplu, am început în 2008 cu rezolvarea cazurilor de paternitate. Ulterior am intrat după circa un an pe biocriminalistică și aici de asemenea rezultatele sunt spectaculoase și avem într-adevăr câteva cazuri spectaculoase.
Pentru ca de circa 3 ani să rezolvăm ADN-ul din os, foarte important, mai ales când vorbim de persoane decedate, unde facem exhumări sau acolo unde tatăl biologic lipsește și așa mai departe. Deci, pur și simplu ca și modalitate de lucru, în laboratorul nostru am încercat să ne perfecționăm de la an la an. Din nefericire, însă, costurile pe analiză pe ADN sunt relativ ridicate. Sunt kiturile care costă suficient de mult. De exemplu, pentru a obține o probabilitate de 99,99%, trebuie să folosim un minimum de 10-12 marcheri pe STR, deci destul de mult. Dar să sperăm că toate aceste bariere vor fi înlăturate și împreună vom reuși să avem rezultate spectaculoase. Doamna Bulgaru, noi vă mulțumim mult pentru această intervenție, vă dorim o seară cât mai bună în continuare. Domnule Săvciuc, aș vrea să continuăm și noi discuția aici despre colaborările pe care le-ați avut cu prietenii și colegii voștri de la Iași, dar și să ne vorbim și despre celelalte colaborări care au urmat sau au venit cumva ca și rezultat al deschiderii acestui nou centru aici la Chișinău. Da, într-adevăr, avem o colaborare foarte bună cu doamna Bulgarova. Noi am semnat în 2016 un acord de colaborare între Centrul de Medicină Legală și Institutul de Medicină Legală. Iar chiar am fost în laborator. Doamna director, ea vine des la noi, noi plecăm la ea. Toate simpozioanele, congresele, noi le petrecem. Adică noi suntem la curent cu problemele care se confruntă și ei și noi. De aceea noi, domnul Baca chiar recent a fost în, tot cu acordul dumnei, în baza acordului, a fost în, cu un expert din secția biologie, a fost în deplasare în, la Iași, în laborator. Noi am văzut și eu laboratorul cel, am fost în și vă spun că avem tot suportul doamnei director în privința studiului, perfecționărilor, adică a spus că nu o să avem nicio problemă în rezolvarea acestei investigații. Cea mai mare colaborare noi o avem și până acum cu până în 2008, din 2008 cu experții medico-legali din Republica Belorusia. Deja au trecut 10 ani și ei au tot multe realizări în domeniul geneticii, chiar ei și au fost acei care ne-au spus că unele crime care au fost suspendate sau au fost nedescoperite în baza acestui laborator s-a descoperit chiar și identificarea, în primul rând, identificarea persoanelor necunoscute. Asta este o problemă foarte mare pentru că chiar și în Republica Moldova sunt multe cadavre înhumate din contul statului care sunt, nu sunt identificate. Eu cred că această problemă va putea fi rezolvată prin această metodă. Avem contract de colaborare cu colegii din Odessa, din regiunea Odessa, cu Biroul de Expertize Medico-Legale a orașului Odessa și regiunii Odessa. Tot mi-au promis aport în colaborare, în lansarea acestui laborator. Așa că noi avem aceste colaborări, sunt practic în jurul nostru și noi putem să ne permitem să ne deplasăm sau să chemăm și experți pe loc la acest utilaj să ne ajute în unele investigații. Domnule Baca, inclusiv doamna Bulgară spunea că specialiștii din România sunt instruiți peste hotare, inclusiv dumneavoastră ați mers în România, iarăși pentru perfecționare. Vreau să ne spuneți în general cât de simplu sau de complicat, pe de altă parte, este unui specialist să perfecționeze în acest domeniu. Eu sunt specialist în biologie moleculară și mă ocup cu aceasta din anul 1987. Specializat în studiul acizilor nucleici, adică sunt la curent cu toate metodele contemporane de studiere a acizilor nucleici. Adică tot ce ține de ADN s-a dezvoltat pe parcursul
avansării mele în cercetare. De aceea, sarcina care o avem aici în laborator este foarte și foarte îngustă, adică noi avem un aspect absolut aplicativ de a rezolva, pur și simplu de a obține date. Nouă ni s-a propus o soluție tehnică de, care a fost, care a avansat în ultimii 20 de ani, cu echipament, cu reagenți, cu, de la început până la sfârșit, cu programele de analiză, și noi numai o implementăm. Adică toate celelalte cunoștințe a mele în domeniul respectiv, ele în cazul dat vor fi aplicate pentru a obține rezultatele corecte și a nu face greșeli, pentru a ajuta experții din laborator să fie la un nivel foarte înalt, prin consultații și prin obținerea rezultatelor. Adică noi o să avem posibilitate să facem cercetări de ultima oră, atunci când laboratorul de acum va funcționa într-un regim standard. Când o să ne adaptăm la programe și la echipament, noi o să începem să facem și alte investigații despre care acum încă nu putem spune. Nici nu putem să spunem. Nici da. Nu vrem să spunem, pentru că nu are sensul la moment. Aș vrea să menționez încă un factor foarte important, că acești experți care vor activa, 7 experți, sunt vârste diferite. Vreau să menționez că ei au fost la studii de perfecționare peste hotarele Republicii Moldova în diferite perioade de timp. În Sankt Petersburg, în Moscova. Avem și experți care au activat în Moscova, în laborator genetic, care lucrează în cadrul secției biologie medico-legală. O parte din experți au fost în Minsk, la câteva perfecționări, cursuri de master la biroul de expertize medico-legale din Minsk, acum e comitetul de expertize. Noi am fost chiar în aprilie într-o delegație din, de la Centrul de Medicină Legală, dintre care 2 experți din secția biologie medico-legală, care au fost concreți, au fost în aceste laboratoare care se află la comitetul de expertiză. Și în discuție cu expertul principal al Republicii Belarus, el a spus că el e la curent, că și la noi știți cum internetul lucrează foarte bine și comunicarea este foarte bună, și a spus că voi cam înțeles că sunteți o lecție că mai departe decât noi, pentru că e implementat în 2008 undeva, dar noi acum. Și ați văzut chiar în România, doamna Diana a spus că un laborator a fost deschis recent în 2018. Asta înseamnă că, știți, realizarea noastră este tot una foarte bună. Și una foarte importantă. Da, tot la subiect, un grup de geneticieni au realizat recent harta genetică a Europei. Ce conține această hartă? Vă invităm și să o aflați și noastră în continuare. În timp ce oamenii de știință realizau studiile afiliate proiectului geografic, o echipă de geneticieni olandezi desfășura o serie de cercetări asemănătoare, dar pe o arie mai restrânsă, continentul european. Astfel, Europa are astăzi o hartă genetică în urma căreia pot fi studiate gradele de rudene dintre popoarele bătrânului continent. Oamenii de știință de la Universitatea Erasmus din Olanda, implicați în aceste studii, speră să ajungă la performanța de a crea teste genetice, în urma cărora să poată stabili din ce țară europeană provine o anumită persoană. Harta concepută în urma analizelor monstrelor de ADN, prelevate de la aproape 2500 de persoane, arată că diferențele genetice majore se află între popoarele nordice și cele sudice. În plus, spune Manfred Kaiser, expert în genetică la Universitatea Susamintită, între populațiile Europei există 2 bariere genetice de proporții. Una dintre ele între finlandezi și restul europenilor a fost cauzată de evoluția rapidă a acestora dintr-un popor foarte mic, specie transmițând urmașilor trăsături genetice atipice. Cea de-a doua barieră genetică descoperită între italieni și restul populației europene poate fi explicată prin prezența unei piedici, munții Alpi, considerați un mijloc de a bloca accesul restului populației în Italia de astăzi. Potrivit cercetătorilor, aceste deosebiri pot reprezenta rezultatul migrărilor preistorice pe teritoriul european. În ceea ce privește colonizarea Europei în preistorie, există o serie de teorii mai mult sau mai puțin controversate. Rezultatele studiilor creează divergențe, cel mai des între arheologi și geneticieni. Ce se
știe cu siguranță este faptul că Europa s-a aflat în preistorie sub trei valuri de migrație importante, venite de fiecare dată din sud. Stimați invitați, suntem pe final de emisiune. Aș vrea în concluzie să ne spuneți și noastră de ce am mai avea noi nevoie în Republica Moldova, astfel încât să aducem rezultate iarăși mult mai prompte, într-un timp mult mai rapid și, desigur, de ce nu să aducem rezultate inclusiv în acele cazuri care au fost sau sunt deja prăfuite, sunt câteva dosare de mult prăfuite și să le aducem la lumină. Iar vreau să menționez un factor foarte important în lansarea acestui laborator, că imaginea sistemului judiciar în Republica Moldova se va ridica la un nivel destul de înalt, când în sfârșit și Republica Moldova are acest laborator, plus organele de urmărire penală. Sistemul de justiție va avea un factor foarte important în descoperirea crimelor. Asta ce e cel mai important, pentru că este una că să-l studiezi, dar una că fiecare caz de crimă să fie adusă la final, în fața instanței de judecat. Și atât aportul nostru va fi, în cazul dat, va fi foarte esențial. Și încă o dată, care ar fi acele bariere care trebuie excluse, astfel încât voi să puteți să lucrați și să aduceți acele rezultate? Barierele sunt, în primul rând, în legea cu privire la expertiza judiciară, legea 68. Care prevede anumite etape de aceștia califica experți. Pentru că dacă până la implementarea acestei legi era cu mult mai simplu, acum toate comisia de evaluare și calificare a experților este în cadrul a tuturor experților din Republica Moldova, se află la Ministerul Justiției. Și iată, Ministerul Justiției este instituția care coordonează activitatea. Și tot o să depindă de dorința noastră și de dorința Ministerului Justiției că să ajungem la un minutul comun în cel mai scurt timp să pornim prima investigație molecular genetică. Și eu vă asigur că asta se va reuși, deoarece avem susținerea Guvernului și Ministerului și noi o să facem tot ce e posibil în timp cei mai scurt pentru a ajuta justiția în Republica Moldova. Domnule Boc, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Noi, în primul rând, prin acest laborator modernizăm tehnic posibilitățile noastre de activare în domeniul molecular genetic și sperăm că vor apărea laboratoare în acest domeniu în Republică, se vor multiplica, fiindcă avem și alte domenii, în special și medicale, pentru de a activa în biologie moleculară, adică în domeniul geneticii moleculare. Vă mulțumesc, Elena. Adevărul mereu iese la suprafață, iar datorită acestui laborator, adevărul va ieși mai repede la suprafață. De asta trebuie să susținem toate proiectele, toate inițiativele demne de a ajuta justiția din Republica Moldova. Stimați invitații, vă mulțumesc mult pentru prezență și vă doresc mult succes în continuare. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem deja mâine la aceeași oră, când vom discuta despre subvențiile oferite micilor producători în domeniul agricol. Rămâneți în continuare pe TVR Moldova. O seară bună vă doresc. La revedere!